consideră. Nu. Corect? Ce este mai grav? Trecutul unei femei și alegerile din viața ei sau dosar penal pentru drogă? Pentru vânzări de droguri. Ce este mai grav? Trecutul și alegerile unei femei care depind de viața ei sau dosare penale pentru vânzare de droguri? Spuneți-mi, vă rog, ce este mai grav. Vreau asta doar să știu. Asta este tot ce am avut de spus. Nu mă mai întrebați cine și ce. Nu mă mai întrebați de ce eu am vorbit și de ce am spus. Atâta timp cât n-o să fie lăsată în pace femeia asta, Nona, am să ies și am să spun adevărul. Și eu, ca tare, am ieșit și am făcut și filmulețul ăla chiar, pentru că chiar îmi pare rău de oamenii sinceri care sunt acolo. Această emisiune, în sinea ei, ca scenariu, este una foarte interesantă. Dacă acest scenariu ar fi respectat și ar fi într-adevăr o competiție corectă. Deci înverșunarea lui Robert, eu înțeleg pentru că Robert știe la 100% totul, pentru că ei în spate știu tot adevărul și înțeleg înverșunarea lui pentru că să fii un om cu anumite valori în viață și Robert este crescut într-o familie cu educație și se știe destul de bine pentru că chiar dacă eu nu-l urmăresc, ceea ce mi-a ieșit și mi iese pe For You este ceea ce este frumos, este un exemplu demn de urmat, este un... Iarăși mă repet, cineva începe să dea cu noroi că el, că are copil, că nu știu... Bă, oameni buni, este strict trecutul lui. Voi nu știți de ce, cum și ce s-a întâmplat. Tot ce depinde de trecutul unui om, care nu vă afectează pe voi personal, dar este strict ceva personal al lui, pe nimeni nu trebuie să intereseze, că credeți-mă că pe fiecare din voi, dacă vă iei în parte și începem să căutăm în trecutul unui om, o să găsiți ceva care ați greșit la un moment dat. Fiecare din noi, nu există om care nu a greșit la viața lui. Dar în momentul când acest trecut nu ne afectează pe noi personal, nu trebuie să intereseze pe nimeni. Eu nu mă uit la trecutul unui om, mă uit la om, la felul lui de a fi, de a se comporta cu oamenii lângă dânsii. Și un băiat ca Robert este un exemplu. Un exemplu în a vorbi, în a se exprima, în a trata o femeie. Ați văzut vreodată Robert să facă... Voi de Patrick știți destul de bine că Nona nu putea nici măcar să zâmbească cu colțul gurii cu un bărbat. Deci, nu vorbim de toxicitatea lui într-un raport. Pentru că, de ce? Pentru că un bărbat care nu are încredere în sine nu o să permită niciodată unei femei să crească și să fie lângă el femeie adevărată și să-și realizeze visele. Să țineți minte că dacă trăiți lângă un bărbat care vă închide căile și nu vă permite să vă realizați, înseamnă că bărbatul ăla este toxic și este delepădat și nu contează dacă ai copii și familie și vă spun din experiența mea personală, eu știu despre ce vorbesc. Și în momentul când voi vreți să vă regăsiți în oameni, dacă tu te regăsești într-un om fals, înseamnă că ești fals la viața ta. Înseamnă că tu faci aceleași lucruri în viața ta. Dacă tu te regăsești într-un om și într-însul vezi educație, inteligență, felul de a se comporta cu oamenii, felul de a se exprima, înseamnă că și tu la rândul tău, pentru că noi ne regăsim în oglinda noastră. Să țineți minte acest lucru. Și dați-vă o întrebare, cine sunteți voi dacă vă regăsiți în oameni care se vând pentru bani? Atât am de spus, eu închei aici, sper că am lămurit odată și pentru totdeauna în subiectul ăsta și nu mă mai întrebați de ce am făcut-o, pentru că eu personal, oamenii care își consideră susținătorii bancomate, pentru mine este un om cu care eu anul trecut i-am dat bloc și acolo a rămas până acum ca să iau print screen-urile. Și mă întrebau, nu ți-i frică? Nu mi-e frică, oameni buni, să vorbesc, că eu despre ce vorbesc. Este un pur adevăr și am toate dovezile pe față. Ok? Vă le-am pus în video și v-am arătat gândirea omului adevărată, nu ceea ce o vinde la televizor. Eu vă doresc o zi bună pentru că eu nu mai am timp, merg să mă pregătesc mai departe.
nu mă mai întrebați, că pe mine nu mă interesează să dau dovezi cine și cu cine se culcă, fiecare e viața lui și nu vă mai înverșunați. Vă mai repet o dată, această emisiune nu este deloc ceea ce se vinde la televizor. Este tot regizat în spate, nu tot, pentru că ea pornește în primele zile, nu toți concurenții, măcar nici nu-ți dau seama ăștia noi care intră, în ce rahat intră. Doar că îi fac să îi scălească acest contract și la un moment dat au niște clauzele că le închid căile și chiar dacă ei nu mai rezistă și nu mai pot, trebuie să aștepte eliminarea. E adevărat că nimeni n-a mai plătit descalificare, pentru că eu am citit clauzele și dacă se dorește, într-adevăr, sunt lucruri acolo foarte stranii din punct de vedere legal, că dacă ar vrea cineva să meargă prin judecată, poate încă să-i dea și pe ei în judecată, dar nu, pe mine asta nu mă interesează, facă ce-or vrea, pentru că eu nu am necesitate de a vorbi despre acești oameni. Dar atâta timp cât vezi tot ce se întâmplă, voi este destul să vă uitați la promo de aseară cum doi oameni nu mai pot și nu plâng din cauza că să vezi un bărbat ca Robert plângând, care el a făcut, este un militar și voi știți că militarii sunt dresați ca ei să reziste la stresuri. Ca să ajungă Robert să plângă înseamnă că stresul deja nu e aici, dar e aici. Ok? Asta este tot adevărul. Și oamenii aia până ori să iasă de acolo psihic, o să le mai trebuiască o perioadă de timp ca să-și vină în fine. Noi am fost lângă Nona, ea când a ieșit de misiune era praf. Nu vă pot reda cum era, în ce hal au adus-o. Dar a avut tăria și curajul să pună stop și să nu mai fie folosită imaginea ei. Le-aș da un sfat la Robert și Julie să se ducă să se consulte cu un avocat, să înțeleagă dacă, într-adevăr, pot să pună ecusonul pe masă și să plece. Pentru că ei și până acum se țin de ei și îi vor în emisiune, nu pentru că le place de Robert și Julie. Robert și Julie un pic le-a stricat strategia, dar pentru că Robert și Julie fac bani. Copiii ăștia din Casa Iubirii sunt priviți ca bani, valută, nu sunt priviți ca oameni și pe oamenii aia din spate nu le interesează ce este cu viața lor. Important să vândă și să facă rating. Ok? Și atâta timp cât ei aduceau o sumă foarte mare de bani, nu știu cum o să le fie de ușor să iasă de acolo. Ba chiar vedeți că azi primește și cecul din nou. Așa că, de doamne, pandele, nu știu ce, oameni buni, nu vorbiți. Oameni care au ajuns la 50 ceva de ani să facă ceea ce fac aici pe TikTok, pentru mine oamenii ăștia sunt oameni care în viața au falit în tot. Și nu veniți să-mi spuneți că este, că are, că nu știu ce. Eu am 35 de ani, am 4 copii și am o activitate în picioare. Eu nu stau pe TikTok să fac bani. Oamenii care ajung să stea 12-18 ore pe TikTok sunt oameni care au falimentat în viața lor și nu mai au ce face. Ok? Asta a devenit un adevărat job. Așa că pe mine ce vorbesc prostia din capul acestei femei, Doamne ferește, pe Nona nu atinge, stați liniștiți, că nu mai poate ea de prostia lui Pandele, dar eu când mă uit, rămân, mie vine să vomit, pentru că eu am, mama mea are 62 de ani. Nu mi-aș imagina să o văd să iasă pe TikTok și să facă halul ăsta de, nici nu știu cum să-l chem. Campanie electorală, bravo, nu-mi vine. Deci asta este strict jobul ei, cine plătește mai mult ea o să iasă și să spună că ăla e corect și bun. Cândva a pornit femeia, da, avea o părere strict personală și atâta timp cât avea o părere strict personală, se vedea, se simțea, pentru că și eu la un moment dat o priveam și spuneam, Doamne, măcar este cineva care spune adevărul. Și este necesar de oameni de genul ăsta. Dar la un moment dat, ce să vezi, necătând de experiența de viață, s-a vândut și doamna. N-avem ce face. Banul în ziua de azi, foarte mulți oameni îi conduc. Banul și fama este la putere, dar nu-și dau seama nimeni că, de fapt, adevăratele valori ale vieții sunt altele. Nici nu vreau să
mai discut, pentru mine nu pierd oameni, nu pierd timpul pentru oameni care nu își merită atenția și în general nu vreau să vorbesc, pentru că ar putea spune multe și pe discursul, pe tema asta se poate vorbi foarte mult. Deci, oameni buni, în momentul când un om își expune o părere a lui personală, cu rău sau bine, dacă nu face bine, o să spună. Nu devine un lingău care să îi ține în palme așa. Atunci când devine lingău, înseamnă că este bine plătit. Și atunci nu mă interesează de părerea lui personală, pentru că buzunarul este plin. Vă doresc o zi bună, o duminică frumoasă, eu nu o să mai ies live, nu mai răspund la nicio întrebare și nu mai răspund la niciun comentariu. Am spus tot ce aveam de spus, sper, cine are de înțeles, a înțeles, cine nu înțelege, nu o să înțeleagă mai departe, pentru că da, nu putem să pretindem de la toți ca să aibă IQ-ul necesar să înțeleagă ce am vrut și mesajul pe care am vrut să-l transmit. Fiecare în viața noastră alegem cine vrem să fim. Gândiți-vă că oamenii în care vă regăsiți reflectă imaginea și persoana care sunteți voi. Țineți minte asta pentru toată viața. Asta e ceea ce eu învăț copiii mei. Știți proverbul? Spune-mi cine ți-e prieten ca să-ți spun cine ești tu. Păi să țineți minte că oamenii care vă înconjoară sunt oamenii care vă reprezintă. În cercul meu de oameni, și așa este restrâns, niciodată nu o să vedeți oameni care își vând integritatea morală sau pun preț și valoare pe bani. Pentru că asta mă reprezintă pe mine. Acum dați-vă întrebarea cine sunt eu și cine sunt prietenii mei, ca să înțelegeți cine sunteți voi ca persoană. O zi bună la toți, o duminică frumoasă, merg la muncă și sper că am lămurit tot. Omul ăsta, despre susținătorii lui, îi consideră bancomate. Eu asta nu mi-a spus cineva, am auzit cu urechile mele, pentru că în momentul când noi vorbeam pe Instagram, eram eu, sora Nonei și Nona, el a chemat-o pe WhatsApp și i-a pus la voce tare, pentru că nu mai putea să reziste și a spus, iată adevărata imaginea lui Patrick și nici de cum ceea ce el arată la televizor. Ok? Cu asta am spus tot, a fost momentul când la mine s-a tăiat net și toată lumea nu înțelegea de ce eu până ziua prima îi țineam apărarea și în momentul ăla nu am mai vorbit de Patrick. Cine m-a urmărit atunci știe destul de bine și știe că eu nu spun minciuni. De ce eu acum vorbesc? De ce acum am ieșit și spun? Eu am vrut să spun tot acest lucru în momentul când l-am aflat. Și cine știe, eu am ieșit în ultimul meu live când am vorbit și era să spun tot, pentru că eram neagră de supărare. Ok? În momentul ăla, Nona îmi scria pe mesaje pe WhatsApp, te rog frumos, nu trebuie, lasă-l, că în felul ei ea încă l-apăra, pentru că încă vorbeau sentimentele din momentul ăla. Eu am zis, ok, Nona, o fac doar pentru tine, dar crede-mă că faci cea mai mare greșeală, pentru că omul ăsta, în maniera asta, o să mintă foarte multă lume și tot pe spatele tău, el o să continue să-și crească bărbăția. Ok? Asta a fost toată adevărul. Oameni buni, la videoclip Nona nu s-a împăcat cu el. El vroia împăcarea, Nona mai nu i-a dat cu piciorul în fund ca să plece acasă. Videoclipul a fost programat mai înainte de despărțirea lor și deci a mers mai departe doar pentru că era muncă. Nimeni nu s-a împăcat la videoclip. El și-a dorit, ea nu. Pentru că știe ce poamă este și a înțeles cine este. În momentul ăsta, de ce am ieșit și am arătat conversația pe care eu am avut-o cu el anul trecut? Atâta timp cât tu îți cazi de viața ta și mergi mai departe și știi că femeia asta ți-a făcut un bine povestind lucrurile așa cum stau ca să nu-ți păteze imaginea și tu ce faci? Pentru bani, repet, nu pentru iubire, nu pentru că e îndrăgostit lulea și nu mai știe ce-i cu viața lui,
din nou pentru bani, se folosește de imaginea nonei ca să iasă din rahatul care a intrat. Pentru că intră în emisiune și nu destul că dă în băieți sinceri și cu adevărate valori ca Robert, Giuli și mai sunt în casa aia, este și Teodora, Moldo, sunt oameni care este plăcut să-i vezi, da? Și nu destul că el, ca să-și facă mai departe, cum se spune, strategia, dă în oamenii ăștia și este deja incorrect, pentru că dă cu o răutate și cu o dă subtil, dar cu o răutate nemai văzută și deja este nedreptate. Dar intră și cu fără nicio rușine, din nou pune tunurile pe nona, pentru că ce să vezi, Doamne, tot rahatul din online este vina nonei, că ea a ieșit și a spus că el are ceva cu această fată. Bă, băiatule, uite-te la tine în oglindă și poți să-ți dai și o palmă, prostule ce ești. Nu mai poate ia de viața ta și de toate prostiile tale. Nu are treabă cu tine ea și nu interesează de viața ta și dacă nona te vroia, te făcea praf, mă băiatule. Și dacă ea te vroia lângă ea, lângă ea rămâneai. Și nu mai face pe macio măn că tu, că nu știu ce ai făcut, că nu ești ceea ce te dai. Și eu am decis să arăt adevărata fața acestui om ca să nu mai aibă posibilitatea să-și spele păcatele din nou pe spatele nonei. Ți ajunge. Aici a fost. Nona te-a făcut bărbatul care ești în ziua de azi. Nona trebuia să demonstreze că nu ești cine te dai. Și probabil cândva vei crește, vei ajunge la o vârstă când o să-ți dai seama de cuvintele mele. Și ceea ce fac eu azi poate te-a trezit la realitate. Pentru că v-a dus pluta banii, v-au dus, nu înțelegeți ce înseamnă viață, vă folosiți de fiecare de cine puteți, doar pentru faimă și niște bani. Și nu mă mai întrebați mai mult de ce eu am spus. Eu n-am ieșit aici să vă spun că, are ceva cu fata aia și nu trebuie și nu trebuie. Pe mine nu mă interesează, că eu știu că această emisiune este fake, eu știu că această emisiune este regizată și eu știu că această emisiune face tot pentru rating. Ce să credeți? Emisiunea era moartă, că o priveau doar oamenii că ce-l susțin pe Robert, Giuli și tot așa mai departe, dar nu în maniera în care era privită cândva. Ce să vedeți? Eu nu știu dacă în România există, pentru că în Italia orice emisiune regizată are pagina unde arată ratingul emisiunii de fiecare dată când iese pe fir. Dacă este așa ceva, uitați-vă și o să vedeți că zilele astea emisiunea sare la stele pentru rating, pentru că lumea este curioasă și vrea să vadă ce se întâmplă. Și toată chestia asta este făcută strict pentru bani. Și nici de cum pentru iubire și pentru dragoste. Este strict chestie de bani. Și proști sunt oamenii care, în loc să cheltuie banul ăla pentru o cafea la un bar ca să-și facă viața mai frumoasă, voi sunteți cei care îi ridicați în slăv pe oamenii ăștia, pentru că voi le plătiți banii, voi le plătiți salariul. Vreodată cineva din voi s-a gândit un euro pe zi pentru un vot, un euro de la doar un om, pune pentru 1000 de oameni. Dar sunt oameni care dau 10 sau 5 cât sunt acolo. Gândiți-vă doar la ceea ce se întâmplă în această emisiune. Și puterea oamenilor ăștia este publicul și nici de cum ei. Ei acum au început să facă strategiile astea doar pentru bani și voi cu toate încălțămintea mergeți acolo și o faceți mai departe. Asta este. Eu aici am ieșit și am spus și am arătat adevărata fața acestui om ca să înțelegeți cine este. Ca să nu mai dați în robe. M-am făcut să mor de râs că omul ăsta care este leșinat după bani, pentru care nu are niciun talent la viața lui în afară de a sta așezat și a face pe macho man, că eu pe aia nu vreau, pe cealaltă nu vreau. Deci, nu este așa cum arată la televizor. Și dacă pot și vreau, și am să demonstrez că atâta timp cât tu iarăși bagi picioarele în viața altui om și îți permiți din nou să-ți ștergi picioarele de ea, nu o să-ți mai permit. Ok? Și lasă oamenii în pace și caută-ți de viața ta, pentru că este urât ceea ce faci, este, dar nici nu urât, asta este o perversitate și o
nici nu știu cum să spun, și acei care vor atâta timp cât mai sunt oameni care ce cu trecutul, cu nu știu ce, băi, oameni buni, vreau să vă dau o întrebare. Trecutul nonei, pe care voi nici măcar nu-l știți, dar să presupunem că voi știți ceea ce știți, trecutul nonei pe cineva din voi v-a afectat? Vreau să răspundeți la întrebarea asta. Pe cineva din voi v-a afectat trecutul acestei femei?